Absolvenții de anul acesta a instituțiilor de învățământ superior ocolesc Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă. Ei nu apelează la ajutoarele de șomaj, așa cum fac tinerii care au terminat liceul, chiar dacă nu își găsesc un loc de muncă imediat după finalizarea studiilor. Reprezentanții AJOFM spun că sunt foarte puțini cei care îi contactează, pentru că majoritatea după facultate rămân în București sau în orașele centre universitare unde au urmat cursurile. Forța de muncă cu pregătire superioară, mod dobros așa, până în 10% din copiii buzoieni cu studii superioare se mai întorc în Buzău. Cei care totuși doresc să se înscrie la șomaj mai au încă timp să o facă. Pentru a depune cereri la AJOFM au la dispoziție 60 de zile din momentul în care au încheiat ultima zi de curs. Din momentul în care au terminat ultima oră de curs, da, îi aduc o adeverință, pentru că, repet, facultățile termină separat în funcție de centrul universitar, da? Deci, ia aduc o adeverință în care spun așa, că ultima oră de curs a avut loc teoretic, să spunem, în data de 29, total aleatoriu, iunie 2018, exemplu total aleatoriu. Și noi începem să pornim cronometrul celor 60 de zile din 29 iunie, să vedem dacă s-au înscris în evidențele instituției în 60 de zile și, pe urmă, dacă nu-și găsesc loc de muncă, în 61 zi intră în drepturi de plată. Potrivit datelor Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Buzău, anul trecut, după absolvirea facultăților, doar 11 tineri au solicitat și au primit ajutoare de șomaj.